Aici au fost găsite cele mai multe, să înțeleg. Aici, în zona aceasta, au fost găsite, nu știu să vă precizez exact numărul, dar cele mai multe concentrate, cum să zic, grămada, concentrația lor. Aici au fost, în această zonă, cred că undeva la un 15-20 la număr. Și restul de jur împrejur, pe o suprafață de aproximativ un 4 metri pătrați. La 50 de centimetri, iarăși semnal. Încă două monede. Hai să vedem, am mai dat un pic în zonă și a început. Piu, 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 mai scosă-i una, mai scosă-i două, mai scosă-i trei, șapte la număr. Am zis stop, rucsacul jos, din spinare, m-am așezat, adică mi-am dat frunza la o parte cu piciorul, am îndepărtat-o și zic că am văzut că am semnal, zic că aici trebuie să fie mai multe, din semnal. M-am așezat jos, mi-am aprins o țigară, m-am recules, v-am spus, sentimentul nu se poate explica, mai ales când găsești așa ceva. În urma, nu sute de gropi, probabil că am făcut mii de gropi pe terenuri arabile și alea, numai capete de sârmă, cheițe de la dozele de bere, conserve, cum erau conservele alea din aluminiu, așa că sună atât de frumos de zici că găsești căldărușa cu aur când o detectează detectorul și mai știu ce alte chestii aruncate prin gunoiul care îl duceau pe câmp. Deși până acum încă nu știi exact ce valoare are ceea ce ai găsit tu, totuși din punctul tău de vedere ce reprezintă pentru tine ceea ce ai reușit să găsești? Nu știu dacă o să mai am în continuare șansa de a nu să găsesc. Poate să mai au un coleg în zonă, coleg, acum pot să zic pasionat. Și eu că sunt coleg, da, cu restul care dețin detectoare și au hobby-ul ăsta. Pentru mine e o valoare, nu știu, inestimabilă. Și nu numai pentru mine, pentru că așa ceva nu vezi în fiecare zi sau în fiecare an. Sunt foarte rari. Te consideri norocos? Pot să spun că da, nu norocos, chiar foarte norocos. Pentru că sunt, la ce m-am documentat și eu după net și la ce mai sunt expuse pe net, în zonă am înțeles că un singur tezaur a mai fost găsit de genul, tot așa undeva la 160 de piese, care a rămas la muzeul de la Vâlcea. Și totuși ai vrut să le predai autorităților. Și normal, ăla a fost primul gând. Deci nu ai cum să nu predai așa ceva, mai ales că sunt nu chiar din zonă, din zonă, din localitate, dar e vorba de județ. Și monedele astea, fiind din informațiile care le-am găsit și eu v-am spus pe net, monede dacice, să zic așa, prezența dacilor la noi în zonă cred că a constituit un avantaj. Zona a fost o zonă, cum să zic, de interes. Și de n-ar fi cele originare, nu știu, întreb, vrând nevrând, contribui într-un fel la o încă filă de istorie scrisă a județului Vâlcea. Și normal, și normal, care din punctul meu de vedere este ceva extraordinar. Ca să ne știm și noi, cum să zic, rădăcinile și evoluția de acum câteva mii de ani, că nu pot să aproximez eu ce vechime au, până în prezent. Ce ne puteți spune despre această descoperire? Pentru început vreau să vă spun că ne aflăm în localitatea Nicolae Bălcescu, satul Corbi, în apropierea unor izvoare și am avut de dimineață plăcuta surpriză să fiu anunțat că a fost descoperit un tezaur. Localitatea are 17 sate și fiecare sată, să spunem, are câte o poveste. Circulă multe
multe, să zicem, povești, multe legende legate de tezaure, de haiduși și așa mai departe. Și, într-adevăr, în această zonă există astfel de povești. Mă bucur că un băiat a avut răbdarea și tenacitatea să le urmărească și să descopere un tezaur. La prima vedere, am mai vorbit cu câțiva colegi, pare să fie un tezaur extrem de valoros, de pe vremea lui Filip al II-lea al Macedoniei, cu aproximativ 350 înainte de Hristos, deci este vorba despre niște monede care au o vechime de aproape 2400 de ani. Noi ne bucurăm că ele au fost scoase la lumină, vor fi aduse, să zicem, și prezentate publicului iubitor de cultură și, ce să zic, îi doresc acestui tânăr mult succes pe mai departe și este un lucru bun faptul că reușim să recuperăm aceste comori din multe puncte de vedere, care se află necunoscute și neștiute în zonele de aici. Se poate spune că se mai scrie într-un fel o mică, sau se mai confirmă încă o dată, o mică parte a istoriei noastre pe aceste meleaguri? Sigur, fiecare astfel de descoperire aduce la lumină noi și noi elemente. După o analiză, să zicem, a specialiștilor, pentru că nu poți să faci așa la prima vedere, mă rog, aprecieri, ci pe specialiștii își vor spune cuvântul. Deci, cred că fiecare astfel de lucru poate să adauge o nouă filă sau să completeze o filă atât a istoriei localității și cât și a istoriei județului Vâlcea și, de ce nu, chiar și la nivel național. Este important că în această zonă, de exemplu, descoperim tezaure grecești, ceea ce arată că foarte de mult poporul român și chiar zona aceasta, Nicolae Bălcescu, întreținea legături comerciale, că aici existau drumuri comerciale, existau oameni care treceau, care aduceau bani, care făceau schimb de mărfuri și așa mai departe. Deci, toate aceste lucruri sunt extrem de interesante pentru public, pe care îi îndemn, de fapt, pe toți cei interesați să studieze trecutul țării, trecutul poporului român, care aduce, iată, prin astfel de descoperiri, lucruri interesante pentru fiecare dintre noi. Și o ultimă întrebare, ce șanse ar fi ca acest tezaur să-l putem găsi ulterior la memorialul Nicolae Bălcescu? Mai întâi trebuie să avem răbdarea să vedem ce spun specialiștii. Eu m-aș bucura dacă ar ajunge la Muzeul Memorial Nicolae Bălcescu. Știu că și Muzeul Județean Aurelia Sacerdoțeanu are o colecție de monede destul de interesantă. Fie că vor fi acolo, fie că vor fi aici, ele vor fi prezentate publicului. Pentru noi asta este important, ca publicul să aibă acces și să vadă aceste lucruri, pentru cei interesați să le studieze. Ne-am bucurat în mod deosebit pentru că ar fi primul tezaur pe care l-am avea în patrimoniul Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu. Vom vedea ce va fi. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc!